Și noi recomandăm mai bine pe o femeie. Și așa am intrat, ca să zic, în Windows, că nu știam de unde să o încep. Adică mi-au fost atât de... Mereu îi simțeam atât de ostil. Pe bune. Dar un bună ziua ăsta a spus așa, am înțelegit. Ai înțeles? Deci, bă, gata, uite, băi, nu e de glumă cu femeia asta. Așa. Și am vorbit despre tot ce înseamnă... Că așa am și spus, da, tehnologia e minunată, dar are două fețe și o muchie, ca orice monedă. Depinde cum și ce folosim din ea. Depinde cum o abordăm, de unde începem, ce facem. Și cum ne adaptăm, cum ne educăm să înțelegem și să avem discernământ. Că de fapt despre asta este vorba. Second Life de Builder și alte jocuri asemenea, ceva extrem de periculos. E o dedublare cum ai vrea să fii, care presupune efort zero ca să te schimbi, ca să evoluezi. Zero. Eu vreau să fiu Claudia Schiffer. Sigur, nu am cum în viața reală, dar acolo pot să fiu, da? Și îmi dedublez imediat personal. Mi-au cerut prezentarea la asta. Am avut succes, știți. Chiar am avut succes. Pe lângă asta, muchia monedei, eu așa o consider, este războiul nevăzut. Da? Pe care îl trăim și în zilele noastre. Pe că și tot ce știți dumneavoastră, interesantă este citarea, este Robert Mueller, care este fost director al FBI și care spune că sunt doar două tipuri de companii. Cele care nu au fost atacate și cele care vor fi. Asta e tot. Da? Suntem în plin război cibernetic. Da? Există în același timp o schimbare masivă de generație. Am și avut o emisiune la televiziune, generația Y, născută copiii millennials, se mai numesc. Spațiul și gap-ul dintre generații s-a scurtat foarte mult. Eu am învățat la școală cu o generație în 25 de ani, acum ține mult mai puțin. Generația Y sunt copiii mileniului. Deci de la smartphone la smart orice, smart house, smart car. Pe site-ul computerului am scris, am un blog, un comentariu cum m-am enervat foarte tare, care se numea cât de smart e fierul meu de călcat. Eu nu mai trebuie să fiu smart deloc? Nu, deloc. Trăim într-o lume smart. E bine până la un punct. Dar noi unde suntem? Și atunci, ca să mai ne găsim un pic, vă propun să mai ne oprim cu prezentarea și să punem un fragment dintr-un film care, filmul ăsta nu e mare lucru. Dar fragmentul e fabulos. Și este dedicat, este un monolog rostit de Al Pacino. Mi l-a semnalat un bun prieten al meu aflat aici în sală și mulțumesc foarte mult, Daniel. Filmul este, se numește Any Given Sunday. N-a fost cine știe, nu-i dintre filmele de top în care a jucat Al Pacino, dar monologul inch by inch este absolut fabulos. Durează 4 minute și ceva și vă invit să-l vedeți, pentru că e vorba despre noi, despre oameni, despre forța pe care o avem și despre ceea ce putem să facem atunci când ne propunem să facem. Vă rog! O echipă de fotbal american care pierde un meci ceva. The biggest battle of our professional lives all comes down to today. Here, we heal as a team. We're going to crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. One inch at a time. Now I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I mean, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in the mirror. You know, when you get old in life, things get taken from you.
I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's just a game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, one half a step too late or too early, and you don't quite make it. One half second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. They're in every break of the game, every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. Because I'm still willing to fight and die for that itch. Because that's what living is. The 6 inches in front of your face. Now I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now I think you're gonna see a guy who will go that itch with you. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're going to do the same for him. That's the team, gentlemen. And either we heal now as a team, or we will die as individuals. That's football, guys. Foarte mare să colaborez și eu la Universitatea Hiperion la master, la anul întâi și predau unor copii minunați, unor tineri minunați leadership și creativitate și mi-amintesc că am avut bucuria, Mihai a fost dintre, cred că, prima serie cu care a făcut parte din prima serie și atunci am avut chiar niște racursiuri de leadership, inclusiv ale lui domnul Vito Corleone, principii foarte sănătoase, să știți, oricum ar fi. Deci, Omul smart trebuie să-și găsească forța. Trebuie să fie centrat pe el, trebuie să aibă discernământ, trebuie să se auto-educe sau să educe și să se educe așa cum poate. Pentru că ceea ce vine, vine o chestie extrem de complexă și foarte interesantă, pentru că mai departe, unde o să mergem? E, și aici, de aici încolo, încep marile întrebări. De exemplu, eu am un depot de 3 ani, știu, vă mulțumesc că mi-arăt vârsta, dar așa este. Și mă gândesc că va ieși la pensie în 2063. Mai puțin. Da, sau, mă rog, ceva așa, da? Cum va arăta lumea? Nu va mai ieși la pensie. Nu mai există. Sau nu va mai ieși. Cum va arăta lumea lui Andrei în 2063? Uite, ce i-a făcut o poezie fără să știu. Cum va arăta? Cum o să fie lumea asta? Da? Foarte diferită de ceea ce ne imaginăm astăzi. Pentru că noi am fost, cel puțin în IT, într-o paradigmă foarte interesantă a lui 0 și 1. Biții, calculul binar. N-ai decât două posibilități. Masculin, feminin, 0, 1, alb, negru,
Și vreau să vă imaginați această binecunoscută figură, care este figura Yin și Yang din taoism. Ea este, pentru cei care sunt preocupați de acest gen de explorări personale, să le spunem, ea ascunde extrem de multă înțelepciune milenară, este o înțelepciune de peste 4.000 de ani, de istorie și filozofie scrisă, și vă invit să vă uitați un pic în ea. Și cu ochii minții, pentru că n-am mai rugat-o pe Gineta să facă acest lucru, o să vă rog să vă închipuiți acest cerc fără ochișorul negru din mormonul cu alb sau ochișorul alb din mormonul cu negru.